Pitești-lui, chiar pe șoseaua Nordului, unde am găsit un nou poliție, halelor centrale ceva mai devreme. Spuneam într-o sesiune precedentă că sunt mai multe în Ploiești în acest moment, unele dintre ele poziționate pentru câteva ore, altele mobile, se deplasează, schimbă foarte repede poziția, încercând să acopere cât mai mulți din teritoriul Ploieștiului. Sunt oprite și aici, ca și la celelalte vietre, și dacă sunt în regulă, nu este absolut nicio problemă. Cei care nu au reușit să urmărească transmisiunile precedente, vă spuneam atunci că am stat de vorbă cu mai mulți polițiști care îmi spuneau că înțeleg că nu este cazul să dea foarte multe amenzi, că nu-și doresc acest lucru, sunt și ei oameni și înțeleg, mai ales că deja amenziile au un cuantum foarte mare, însă se bucură că cei mai mulți dintre cei opriți, proporție covârșitoare, au înțeles și respectă aceste reguli, au documentele și atunci discuția este una cât se poate de civilizată. Scopul acestor acțiuni are caracter mai mult preventiv pentru a-i determina pe oameni să înțeleagă faptul că oricând pot fi controlat și că dacă respectă prevederile ordonanței nu este absolut nicio problemă. Cât despre supermarketuri, pentru că inițial pentru un asemenea material ieșisem pe teren astăzi, aglomerație momentan am găsit doar în zona de sud a Ploieștiului, la Kaufland, la magazinul Lidl de lângă chiar nu era deloc. Se aștepta acolo la Kaufland cam timp de o jumătate de oră la coada de afară, pentru că se permitea accesul în magazin în grupuri de câte 5 persoane și pe măsură ce ieșeau alții, intra un alt grup. Am văzut și altele, am văzut chiar și acest Penny de aici, deloc aglomerat, ceea ce este bine. Și surpriza plăcută, pentru că erau foarte mulți polițiști în dispozitivul de la piața Halelor Centrale. Se intră ordonat pe o parte a pieței, au făcut acele separatoare, oamenii înțeleg, n-am văzut pe nimeni supărat. Sunt direcționați către Tarabe, apoi ies liniștiți, intră alte grupuri, niciun caz, nu mai este aglomerația pe care am întâlnit-o zilele trecute la Halele Centrale, ceea ce este un lucru foarte bun. Spuneau polițiștii că e clar că și persoanele în vârstă au înțeles că n-ar fi o idee tocmai rea să acceseze și piețele de cartier și magazinele de cartier și să nu se mai îngrămădească tot la Halele Centrale, unde, deși legenda spune că prețurile erau mai bune, realitatea a demonstrat că nici pe departe nu e așa și că prețurile, de exemplu, la carnea de miel sunt mult mai bune în alte locuri decât la Halele Centrale, la fel și în cazul legumelor și fructelor, unde oamenii ar dori să vadă mai mult producători în piață și mai puțin speculanții care au făcut rost de certificate de producători. Nu vorbim aici despre producătorii care lucrează legal și care nu au apelat la acea metodă a certificatelor. Încă o dată spun că vom continua turul nostru prin Ploiești. Ne îndreptăm acum către piața Aurora Vest, acolo unde există un alt filtru de poliție, așa cum îl vedeți pe cel de pe șoseaua Nordului. Urmând apoi să ajungem și prin zona supermarketurilor de la kilometru 6, respectiv Metro, Carrefour, ceva mai apoi pe centura de vest a Ploieștiului, la Auchan, la Selgros, să vedem care este și situația de acolo. În aceste 3 zile în care, e clar, foarte mulți vor ieși să-și facă cumpărăturile pentru Sfintele Sărbători Pascale.